Momentul adevărului pentru SCM Dunărea. După două victorii consecutive înregistrate cu formații din a doua jumătate a clasamentului, giurgiuvenii vor înfrunta echipa de pe primul loc. Sâmbătă la Giurgiu vine CS Dinamo, liderul Ligii a treia, Seria a patra. Neînvinși în actuala stagiune, jucătorii bucureșteni au acumulat 10 puncte în primele 4 etape ale sezonului. Formația pregătită de Andrei Nemțescu are un moral excelent după 3-0 cu CS Păulești și 4-2 la Moreni cu Flacăra și este pregătită să dea totul pentru un nou rezultat pozitiv. Giurgiuvenii ocupă locul 5, clasament cu 6 puncte. Pe teren propriu, dar eu zic că având acest moral destul de bun în urma acestor două partide pe care le-am reușit să le câștigăm, sper și cred că va fi un meci echilibrat la Giurgiu, fără a putea da un pronostic înainte. Este un meci, așa cum spun microbuștii, cred că este un meci de 1-2. Meciul dintre SCM Dunărea Giurgiu și CS Dinamo București este programat pe arena Marina Anastasovici cu începere de la ora 17. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Prahova, avându-l la centru pe Mădălin Dicu din Bucov, ajutat la cele două tușe de ploieștenii Gabriele Nache și Alexandru Cârstea. În această etapă mai au loc partidele Aromușelul Câmpul Lung, Flacăra Moreni, CS Blejoi, Tricolorul Breaza, CS Oplopeni, FC Pucioasa și SC Popeșle Orden, CS Păulești.